Oricum o să postez asta pe toate grupurile. Am intrat live. Bun. Deocamdată nu avem niciun urmăritor, dar începem un nou episod din seria Cum am devenit developer, front-end developer. În seara aceasta îl avem invitat pe Claudiu, care la fel ca precedenții invitații are o poveste foarte, foarte interesantă. Sunt Andrei Nistor, sunt graphic designer. Bineînțeles că în seara asta o să fac ca de fiecare dată pe moderatorul. Alături de mine Dragoș Iordache, care este trainerul nostru și prietenul nostru, trainerul de front-end development și React și JavaScript și în curând Node.js. Și pe Claudiu, pe care uite, o să-l rugăm să se prezinte, să ne spună câteva cuvinte despre el. Salut! După cum a spus Andrei, sunt Claudiu. Acum sunt junior front-end developer la o corporație multinațională. Dar până acum un an de zile n-am avut niciun fel de tangență cu acest domeniu. Am fost ofițer de marină, navigator. Am colindat lumea. După câțiva ani de colindat lumea, mi-am dat seama că nu e ceea ce vreau. M-am reprofilat pe front-end și Pixel App m-a ajutat foarte mult să ajung acum unde sunt. Știu că pare ca o ad placement, dar nu este. Pur și simplu, dacă nu erau ei, nu ajungeam acum aici. Mi-au dat și încrederea și skill-ul de a putea să fac ceva pe această piață. Acum, ce să zic, Claudiu, cred că toată lumea ar vrea să colinde lumea. Cum ai făcut switch-ul ăsta așa? Acum mă întreb pe mine, mie mi-ar plăcea mai mult să călătoresc decât să fac programare. Chestia e că este și nu este. Privit din afară, pare absolut fabulos. Vezi lumea, colinzi, întâlnești oameni, faci bani, totul e grozav. Dar e o perioadă în care ești plecat de acasă, nu este absolut mereu grozav, cum se crede, condițiile nu sunt chiar cele mai bune. Și este un domeniu care, sincer, stagnează. Adică dacă vrei o provocare, dacă vrei să-ți ții creierul în priză, să faci ceva, să evoluezi în vreun fel, să înveți mereu, acolo nu poți face chestiile astea. Pe când în IT este cu toată povestea, este o schimbare de la cer la pământ, e mereu ceva dinamic, ceva în schimbare, ceva ce poți învăța absolut oricând. Te ține mereu în priză, provocări sunt în orice domeniu și vedeți dumneavoastră cum evoluează pur și simplu, cum crește, cum se dezvoltă, cum apar chestii noi, cum dispar cele învechite. E buricul pământului, cum s-ar spune, este centrul lumii și dacă vrei să rămâi activ, să-ți folosești creierul, să-ți atrofieze, pentru front-end sau back-end sau IT-ul are mereu un domeniu pentru oricine. Sau așa o văd eu. Ok. Cum ai reușit să... sau cum ai făcut? Ai luat decizia așa pur și simplu, gata cu navigatul? De ce front-end development? De ce programare? Uite, fratele meu este în IT de foarte mult timp și cunoscându-l pe el fiind un tip foarte cerebral, am asociat mereu IT-ul cu acea grupă de oameni cu intelect superior, capacități foarte bune de matematică, de fizică, de analiză. Era ceva intangibil pentru mine, până când pur și simplu am fost sfătuit chiar de el să încerc, să give it a shot, să văd dacă prinde ceva. Mi-a spus și el că e mișto, că o să-mi placă, mă va prinde. Și am încercat front-end pentru că ai acea confirmare imediată a muncii tale, dacă ai înțeles, dacă ai prins, dacă faci un div cu background red, se vede imediat, îți dă acel boost. Dar pe lângă asta, am divagat, îmi cer scuze. El mi-a spus încearcă, am încercat cu HTML, CSS, am văzut tutoriale și mi-am dat seama după un timp că dacă nu găsesc și un curs, simplu mă voi bloca într-un tutorial hell în care voi face iar și iar ceva și ceva, dar nu voi avea acel dialog cu un om care să-mi spună poți așa sau poți așa sau poți așa, pentru că am văzut că niciodată nu este un singur mod în care să faci ceva. Și fără acel two-way dialog nu prea poți evolua decât până la un anumit punct.
Am înțeles, uite, am văzut o mică grimasă pe fața lui Dragoș când a auzit de matematică și fizică. Nu știu dacă e ceva ce vine din spate, dar am o întrebare. Chiar trebuie să știi foarte bine matematică și fizică ca să faci front-end development? Este misconcepția asta. În realitate, aș putea spune, e adevărat, eu am terminat inginerie, de fapt, de meserie, cum s-ar zice, dar în realitate eu am folosit. Dar cred că în toți acești ani, probabil de vreo 3-4 ori s-a întâmplat să fie nevoie efectiv să stau și să pun pe hârtie geometrie și formule și alte chestii. În principiu, în mare parte, toată treaba asta este comunicarea cu serverul și activa dialoguri. Deci foarte mult, trebuie mult skill, dar nu este ceva ce ține de matematică. De fapt, chiar nu prea face matematică absolut deloc. Uite, profit de ocazie, văd că au început să vină întrebări. Îi încurajăm pe cei care ne urmăresc să pună cât mai multe întrebări. Spre finalul acestui live vom răspunde punctual la fiecare întrebare. Sau chiar vă rugăm să puneți cât mai multe întrebări. Bun, păi să continuăm, Claudiu. Cum vă spuneam, de fapt nu cum vă spuneam. După ce am făcut un anumit, am ajuns la un anumit nivel în front-end, mi-am dat seama din nou că nu pot evolua fără ajutor. M-am uitat pe net, am găsit foarte multe oferte, erau foarte mulți oameni sau foarte multe academii care îți promiteau să te învețe, dar de foarte multe ori, sincer, site-urile de prezentare a lor erau subpar. Și PixelLab m-a atras pentru că și atunci când am început eu să fac, arăta foarte bine. Programa era detaliată și era cam ceea ce mi-a spus și mie fratele meu să urmăresc, să învăț. După CSS, HTML a fost și JavaScript, ceea ce este o evoluție absolut normală. E sugar-ul on top of the HTML CSS donut. Și sincer, o secundă nu regret că am început cu PixelLab și că am ajuns aici acum. Dar sincer, da, fără un trainer, fără un mentor, fără niște suport face-to-face sau măcar online, se cam stagnează, se oprește foarte repede path-ul pentru că e nevoie de un feedback și de o confirmare sau de o îndrumare în direcția bună. Și într-un mod amuzant, și acum, la această companie la care sunt, am la fel un mentor care are aceeași funcție de a mă ghida, de a-mi explica ce e nevoie să știu, ce e nevoie să fac, ce aș putea să fac, cum aș putea să abordez o problemă. Deci, if they're doing it și ei sunt o companie mare și au înțeles că e nevoie de cineva care să te urmeze, să te ajute, să te îndrume, cred că e o abordare bună pentru a intra în acest domeniu și a ajunge undeva. Ok. Hai să vedem cu ce limbaje de programare lucrezi în momentul ăsta. Acum, sincer, cu exact ce am făcut la PixelLab, cu HTML, CSS și JavaScript și niște jQuery care la fel se abordează la PixelLab. Din păcate, sunt niște versiuni puțin mai vechiuțe de JavaScript și jQuery, dar bazele sunt absolut aceleași. Adică diferența între a putea să folosești niște feature-uri mai noi raportat la nu le folosi este infimă, pentru că tot același framework, aceleași limbaje le folosești și e cam ce înveți. Îți dă un oarecare boost această idee de un confidence boost, că după ce termin cursurile, găsești un job, te lovești de o problemă pe care ai avut-o și la curs sau de un jQuery, de un selector de la curs și pur și simplu te simți bine pentru că știi cum să abordezi chestia aia. Dacă tot restul te blochează și te copleșește, going back to the basics, amintindu-ți ce a făcut cu Dragoș, ce ți-a spus Dragoș, ce ți-a arătat Dragoș la curs, te ridică, te ajută. Bun, ne spui că acum lucrezi cu niște versiuni un pic mai vechi. Știm că Dragoș este un ține foarte mult ca în cursul lui să lucreze cu tot ce înseamnă versiuni, ultimele versiuni și tot ce mai nou. Cât de important e acest lucru, Dragoș?
Da, să știi că nu am înțeles efectiv ce vrei să spui, dar așa e, cursurile ele sunt făcute într-adevăr pe variantele noi de orice. Mă gândesc că probabil pe acolo vrei să duci discuția. Suntem cutting edge, numai că ele sunt făcute în așa fel încât să pregătească cursanții pentru o plajă destul de mare de scenarii în care se vor putea găsi. Cum spune și Claudiu că jQuery este aici, într-adevăr jQuery e o chestie care n-ar prea mai trebui să se mai folosească la ora de față. Cu toate acestea, este peste tot. Prin urmare, nu putem să nu pregătim măcar puțin elevii cursanții și pentru aceste situații de felul ăsta. Dar la un nivel mai, mai redus în sensul că putem învăța cum se caută anumite soluții, cum se pun soluțiile în context și cum, care sunt diferențele dintre nou și vechi. JavaScript-ul momentan chiar este la o cotitură. Și asta ne face de fapt treaba noastră și ca developer și ca instructor destul de grea, pentru că trebuie să trecem cursanții și să lucrăm și noi, trebuie să trecem atât prin chestiile vechi cât și prin chestiile noi. Dar văd aici din ce zice Claudiu că pare să fi funcționat și este pregătit și pentru lucrurile care sunt un pic mai, mai old school. Deci asta este cheia, o pregătire destul de universală prin aproximativ tot ce s-ar putea întâlni în industrie, din câte știu eu momentan. Până anumit job, bănesc. Păi pe front-end. Ok. Uite, chiar ne spune Cosmin că front-end este un domeniu volatil cu foarte multe schimbări. Rapid. Și că trebuie să te obișnuiești cu aceste schimbări, să fii up-to-date în orice moment. Da. Okay. Eu sper că la un moment dat se va alinia, se va normaliza un pic și vom putea să facem doar chestii moderne, însă nu este realitatea pieței. Prin urmare, de asta totul este făcut să treacă cursantul prin tot ce ar avea nevoie. Uite, în cazul ăsta am și o întrebare. Tot Cosmin ne spune, nu rămâne doar la JavaScript, bagă-te și în multe alte limbaje de programare. Aici am și o întrebare, mai ales pentru voi. Eu țin de graphic design, n-am nicio treabă cu programarea. De ce JavaScript? Am văzut că a luat o amploare în ultimii ani spectaculoasă. Cu ce vine diferit acest limbaj de programare? Care sunt avantajele lui? Bănuiesc că vrea să încerc eu, nu? Poate încearcă și Claudiu. Care sunt avantajele JavaScript-ului după tine, Claudiu? Uite, pentru mine, un avantaj mare este că este foarte răspândit. Deci JavaScript, sunt șanse foarte mari să piși pe un proiect care lucrează cu JavaScript. Dacă nu neapărat, JavaScript este framework-ul pe care s-au construit foarte multe alte limbaje, libraries, frameworks, and if you have the JavaScript knowledge, restul e doar un fel de syntactical sugar care fac doar lucrurile să fie mai frumos ambalate. La bază, tot JavaScript este. Dacă înțelegi JavaScript, poți învăța mai ușor un library ca React sau ca Angular decât să abordezi React-ul ca fiind simplu de sine stătător și după aia să înveți acel library. Așa n-ai nici bazele, ai doar niște implementări and you're missing out on a lot. Da. Este cea mai mare greșeală să te arunci la React fără să știi JavaScript sau orice altceva de felul ăsta. Angular și React sunt JavaScript. Cum putem să facem Angular și React dacă nu știm JavaScript? Și e răspândit. Este front-end, este back-end, este oriunde te poți lovi de JavaScript. Deci nu e ca și când... Ok, ai putea să sar peste el, să-l ignori complet, dar de ce ai vrea asta? Pentru că este foarte mișto de învățat, este foarte mișto de folosit, de implementat. I see no negative sides to it. Uite, eu știu că foarte multă vreme s-a mers pe backend cu PHP. E posibil să spun o mare prostie acum, dar vă întreb pe voi.
de ce aș merge pe JavaScript și de ce nu aș continua cu PHP-ul? Adică cu ce vine nou? Păi, faptul că poți să folosești JavaScript pe backend, pe server, poți să-l folosești pe aplicații native, poți să-l folosești pe microcontrolere, ai știi un singur limbaj și practic faci tot. Asta nu înseamnă că nu-i bine să mai mușcăm un pic din alte farfurii, pentru că este acest sistem de cross-training care se face. Dar gândiți-vă un pic la omul care abia acum ar vrea să înceapă să studieze aceste chestii. Sunt mult prea multe chestii. Prin urmare, oferim această oportunitate, această experiență de JavaScript care să ne ducă la un moment dat și prin backend, că plănuim și cursurile de Node.js, astfel încât cu un singur limbaj să faci tot. În punctul de față nu prea mai avem, dacă pornesc un proiect de web sau orice, nu mai am nevoie de PHP. Eu am eliminat PHP-ul din viața mea în mare parte. Orice pornesc nou este doar JavaScript până când nu are nevoie de alte chestii. Poate un sistem de banking n-aș face în JavaScript, dar aș putea folosi niște servicii de plată care îmi dau un API, un serviciu prin care pot să taxez clienții mei de pe site, iar backend-ul meu poate să fie toată ziua Node.js. Ok. Hai să vedem. Văd super multe cursuri. De ce n-ai ales pe noi și nu alții, și cum ți-au fost așteptările tale, cum ți-au fost răsplătite, să zic? Aici ar fi, e o discuție întreagă, pentru că netul este plin de academii, de facultăți, de orice formă de învățământ care îți propune să te facă un developer într-un timp foarte scurt. Dar e nevoie să filtrezi puțin și oferta pe care ți-o dau, programa pe care ți-o oferă, în cât timp îți promit că îți fac ce-ți fac, și apoi de îți iau. La mine a fost sincer programa pe care ați avut-o voi, care mi-a plăcut foarte mult, și, din nou, aspectul site-ului. Pentru că nu poți să oferi cuiva cursuri de front-end, iar site-ul să arate ca acum 15 ani cu un background cu steluțe care se repetă. Adică contează și a prima impresie, pentru că este front-end, este prezentarea pe care o ai. Iar pe mine, modul în care arăta și programa, care era foarte bine structurată, atunci nu apărea poza lui Dragoș pe site, nu puteam să spun că era un badass trainer, acum am văzut că apare. Și cam asta m-a vândut. Ok. Modul în care a fost făcut training, cât de mult s-a regăsit în ce ai dat, în momentul în care te-ai angajat? Te referi la angajatul efectiv, la job? Nu la angajat, da. Okay. La job. A fost foarte mult din ce am făcut la cursuri, s-a regăsit acolo. HTML-ul, deși într-o formă ușor schimbată, este același. Dacă știi elementele, tag-urile, nu te vor surprinde niciun fel. CSS-ul a fost absolut la fel. Am făcut CSS, m-am regăsit complet în ierarhizarea de acolo și în modul în care era scrise clasele. Iar JavaScript-ul, la fel. Și jQuery-ul, absolut la fel. Erau ceea ce am învățat, ceea ce ne-a spus Dragoș, am găsit elemente de care chiar ne-a tras atenția. Și au fost zile bune în care mă uitam prin cod, când învățam proiectul, când vedeam ce este pe acolo, și mă loveam de chestii și spuneam, aha, uite, asta ne-a spus și nouă Dragoș, am grijă și am găsit-o și aici. Adică, uite, eu după ce am terminat cursul am spus, ok, acum piața este puțin cam lentă, am să învăț și React, să am bazele din JavaScript, am să învăț și React mai departe, ca după aceea să am mulți ani să mă angajez. N-am găsit absolut niciun job pe React, am găsit job pe JavaScript și basically după ce am învățat la Pixel Lab,
când am început după câteva luni de zile de React să revăd JavaScript-ul, a fost ca și când au trecut o zi, două maxim. Adică tot ce aveam în cap a rămas acolo bine cimentat și am putut să plec mai departe la drum cu acele cunoștințe. Ok, din punct de vedere workflow, pot spune ceva. Știu că Dragoș ține foarte mult la ideea asta de a preda un fel de workflow pe care lumea care se angajează îl va regăsi în... Păi, cred că mă voi repeta, dar cam tot ce am făcut acolo s-a regăsit și la job. Code review-ul era absolut aceeași abordare. Ți se dă un assignment, în cazul meu la început bug-uri, ți se spune cam ce trebuie să faci, scrii codul pre-review, cineva îi face un review exact ca la curs, exact ca la ore, exact ca la teme, îți spune punctual ce e de schimbat, schimbi, cer clarificări, trimiți codul mai departe, ți se aprobă sau ți se dă înapoi. Este absolut aceeași chestie. La fel la foarte multe alte elemente, cum ar fi naming conventions. Sunt acolo, ca structuri, ca și HTML, ce se folosește, că nu se pune mereu acel div absolut oriunde, că e nevoie de niște semantică, ca și clase, ca și nesting-ul din CSS. Am regăsit foarte, foarte multe elemente din curs în job. Și, din nou, este un pic copleșitor când începi un job pe un domeniu pe care n-ai avut niciun fel de prior experience. Dar aceste mici chestii pe care le găsești, de care ți-amintești de la curs, sunt un fel de reassuring stepping stone, de chestii pe care poți mai departe să construiești. Îți găsești încrederea și nu la fel de copleșitoare cum au fost la început. Pentru că, sincer, asta este. Când începi un job nou de la zero, primul tău încă ăsta, și de fapt când pleci la un drum de genul ăsta, să te reprofilezi de pe un domeniu pe un altul complet, este copleșitor la început. Și orice element care ți pare familiar și te poate ajuta este foarte binevenit. Iar în cazul meu, cursurile au fost lifesavers. Ok. Cât de greu ți-a fost efectiv să faci, să te apuci de treaba asta? Asta e întrebarea mea preferată. Eu de multe ori am încercat m-am gândit ce ar fi să mă apuc să implementez și eu toate layout-urile pe care le fac pentru web sau pentru anumite aplicații, să învăț să le implementez. Și totdeauna mi-a fost cumva frică de pasul ăsta, să o iau de la capăt, să încep să învăț, așa, n-aveam încredere, nu vedeam o luminiță de la capătul presupusului tunel. Cum a fost în cazul tău? A fost, sincer, a fost o provocare, a fost destul de greu. Cel mai greu mi s-a părut, sincer, să ies zona de confort, să spun că aici se încheie un capitol din viața mea, indiferent câți ani am, că asta e ceea ce vreau să fac. După ce am făcut această ieșire din zonă, ce am lăsat tot ce am învățat în urmă și am început să lucrez spre un alt cel, spre o altă țintă, din nou, n-a fost ușor, nu este ușor, nu este ceva ce înveți în jumătate de oră și gata. Adică mă uitam, uite, la facultate înveți 4 ani, după aceea îți cauți un job în domeniu, mulți oameni cred că asta e tot, s-a terminat învățatul, de acum încolo profesezi și gata. Nu este așa, acest domeniu este în continuă schimbare, mereu înveți ceva. După ce termini un curs, nu ești învățat. După ce termini un curs, ai bazele pe care să construiești mai departe cunoștințele spre a deveni cineva, spre a avea experiența necesară să fii independent în cadrul unui proiect. E o provocare în fiecare zi. Și mi s-a părut, sincer, destul de greu de ajuns în punctul în care sunt acum, când am început. Dar faptul că am putut să descompun acest huge task în chestii micuțe, fă primul pas, învață HTML. Fă al doilea pas, învață și puțin CSS. Fă al treilea, învață JavaScript, unde m-am blocat puțin pentru că e greu tare, fără un mentor, fără un trainer, fără un two-way dialogue. Dar ce am găsit și un mentor,
un trainer care să-mi spună exact ce și cum, sau cum ar fi mai bine, sau cum nu, a devenit de aproape acea luminiță. În fiecare zi au fost blocaje, în fiecare zi au fost frustrări. Dar este ceva ce pur și simplu e merg mână în mână. Nu poți să fii un developer fără să ai blocaje și frustrări. Așa funcționează. Eu cel puțin așa o văd. Dacă ajungi în punctul în care nu mai ai blocaje, fie nu faci ceva bine, fie ai ajuns pe drumul greșit. Da, cu cod. Dar așa este la orice nivel de senioritate, doar că sunt problemele mai grele. E la fel... Asta e o parte... Asta este o parte mișto a programării, faptul că te ține mereu în priză. Adică nu te vei opri din învățat decât dacă alegi tu asta. Dacă alegi să te plafonezi, te poți opri. Dar e un domeniu atât de frumos și de schimbător încât ar fi oarecum păcat să nu ții pasul cu vremea și cu timpurile și cu tehnologia, dacă poți. Uite, spunea drag... Scuze-mă, nu, scuze, e ok. Te ascult. Spunea Dragoș că la interviu ți s-a dat un alt fel de calificativ. Spune Dragoș despre ce era vorba. Păi, am înțeles, Claudiu, și iartă-mă dacă greșesc, că ai luat un calificativ un pic mai bun de entry level. Dacă greșesc, e posibil să greșesc. Nu știu să-ți spun exact cum m-au privit ei, pentru că nu mi-a spus nimeni cam la ce punct am fost. Dar cred că da. Pentru că după aceea, când le-am spus că sunt un cadat ca și junior zero, toți au fost într-un fel surprinși în ideea în care credeam că ești mai sus, credeam că ești altceva, nu știam că ești aici în cel mai jos punct. Poate asta am înțeles eu greșit și din nou îmi cer scuze amândurora. Ne puteți, uite, și Dragoș, ne poți spune cum sunt clasificările astea cu... junior. Păi nu, pentru că depinde foarte mult de la companie la companie. De la companie la companie. N-ai de unde să știi așa ceva. Cât de repede se... nu știu, dacă într-adevăr tragi și faci efortul și îți faci treaba și înveți, cât de repede avansezi în domeniul ăsta? Depinde. Depinde de la om la om. În principiu, creșterea, mai ales într-o poziție de asta care este entry level și fixing, candidatul a început în industrie, creșterea în primii 3 ani, eu zic că ar trebui să fie destul de mare. Și ca knowledge și salarial ar trebui să fie destul de ok. Dar depinde de modul și de capacitatea de lucru a fiecăruia. Este o posibilitate de promovare destul de ridicată. Este de asemenea în industrie o posibilitate de deplasare în paralelă cumva, în cazul în care un candidat sau un angajat vede o oportunitate mai bună într-o altă parte a firmei, majoritatea companiilor ar putea să facă un oarecare switch. Deci se poate face și o mișcare laterală dacă este cazul, dar se poate și urca în sus destul de repede. Și eu zic acum, n-am mai fost de mult în corporație, Andrei, ci drept, ai zice că urcă destul de puternic, să zicem, cariera în primii 3 ani, după aia să înceapă un pic de rezistență. Adică acolo atât cunoștințele cât și experiența sunt mai valoroase, mai greu de obținut și de asemenea ar trebui în punctul ăla să fie și recompensa salarială un pic mai... trebuie să o meriți ca să o iei de punctul respectiv. Adică se câștigă bine, dar problema e că aici sunt... În mare parte sunt cariere, nu sunt joburi. Și cum zicea și Claudiu, conceptul de lifelong learning este foarte activ în IT. Adică după acele prime contacte trebuie învățat și mai bine decât până atunci pentru a trece la următorul nivel. Ok, uite, ne întreabă Marian dacă poți începe să faci front-end dacă ești graphic designer.
Eu clar recomand chestia asta cât de cât, adică orice grafic, voia să răspundă Claudiu? Nu, nu, mi s-a părut doar amuzant. Eu zic că recomand chestia asta totuși, pentru că și dacă nu operezi efectiv, adică dacă ești designer și nu operezi efectiv ca developer, cu siguranță ai să știi mult mai bine cum arată designul alea, ce se poate face efectiv în cod și este și o comunicare mai bună între developeri și designeri. Putem să împărțim acum domeniul de front-end cu HTML, CSS și, bineînțeles, partea de JavaScript deasupra. Eu văd un viitor în care designerul ar putea să-și facă folosind HTML și CSS singur anumite layout-uri pe care mai ulterior le poate da mai departe la un, la un developer care să pună și niște interactivitate. Dar the minimum pentru un designer garantat ar fi, crește clar cota de piață a designului dacă știe un pic de HTML și CSS. Și cu siguranță, na, software-urile de design sunt foarte complicate. Adică sunt mult mai complicate decât softurile pe care le folosim noi. Adică din punct de vedere tehnic, eu zic că un designer bun ar putea să facă minim HTML și CSS și poate chiar să lucreze în industrie cu JavaScript după ceva. Acum asta e o discuție pe care o port și eu cu ai mei cursanți. Afară se cere foarte, foarte mult ție ca designer, da? Să știi și cod HTML, CSS, să poți pune ceea ce lucrezi, să poți pune și pe cod. Ceea ce pentru noi, pentru România, mi se pare ciudat. Da, e foarte ciudat. Este ciudat pentru că e foarte ciudat. Mă rog, în principiu ar însemna că partea de design ține mai mult de creație și partea de, de cod ține mai mult de altceva, o altă gândire analitică și așa. Dar vedem că există UI design-ul care a luat amploare de când cu toate aplicațiile mobile și, și toate lucrurile astea. Și atunci un UI designer chiar mi se pare că ar trebui să știe un pic de cod. Măcar să știe ce se întâmplă acolo, astfel încât să știe cum să deseneze și să fie o conlucrare mult mai bună între programator și, și designer. Sper că ți-am răspuns, Marian, la întrebarea asta. Bun. Hai să vedem, Dragoș, cum a fost Claudiu la curs? Cum îți evaluezi tu cursanții? Cum îi ajuți după curs? Păi, Claudiu a fost într-adevăr top performer. Adică deja observ, chiar am notat mai aici ce am menționat el mai devreme, deja observ că există această chestie comună între toți oamenii cu care deja am vorbit și, și cei pe care mai văd și zilnic la cursuri. Majoritatea au muncit un pic înainte, majoritatea au realizat că acest lucru nu este doar pe capul cursului, ci este o destul de multă muncă individuală care trebuie să fie acolo. Și de asemenea, mai există și acea mică perioadă de, nu știu, buffer, să zicem, din momentul în care te decizi că ai vrea să încerci chestia asta. E clar că mi se pare, până acum mi s-a părut cel mai, cei care au avut cel mai mult succes au fost cei care au mai studiat un pic, un pic înainte. Cursurile sunt de la zero, dar na, e absolut normal, e fizic ca acest lucru să ajute. Cu cât știi mai multe înainte să intri la curs, cu atât te vei descurca, bineînțeles, mai bine. Înainte să încep cursul sau înainte să încep ședința respectivă? Nu, înainte să vii la un curs, da. Ah, ok. Înainte să vii la un curs. Deci, ele sunt făcute să fie de la zero, dar n-am cum să ascund acest lucru, după cum se vede și că avem discuția cu Claudiu acum. Un pic de muncă înaintea cursului, acolo vreo 3-4 luni, niște free code camp sau... uite, poate să ne spună Claudiu niște resurse pe care le folosea înainte. Deci lucrurile astea garantat sunt bune. Deci, în general, cei pe care, nu știu dacă am o măsurătoare foarte obiectivă de a clasifica
cursanții, dar în general cine ajunge să fie, să-l consider top performer pare să se poată angaja după. Dar asta este chestia. Foarte multe persoane au în comun fix povestea asta. Deci au încercat un pic, poate chiar un an de unii singuri și după aia au venit într-adevăr la curs și au terminat procesul rezultând într-o posibilă angajare. Dar cum zice Andrei, noi nu garantăm acest lucru. Este 100% munca cursantului în spate. Da, nu garantăm pentru că nu poți să garantezi ceva care ține de cursant efectiv și de cât de mult se implică și de cât de bine își face treaba, cât de dedicat este acestei noi provocări. Dar poți să garantezi suportul. Da, suportul nostru. Faptul că ce vom face la curs se va regăsi în ce va găsi la job și putem să garantăm că este, dacă se ține de treabă, este super pregătit pentru un job în domeniu. Da, este o energie care se întâmplă. În momentul în care eu văd că omul se agită și se implică, nu am cum să-l las așa. Să pun întrebări și să nu primească răspuns, nu există așa ceva. Deci, în principiu, experiența este atât cât timp și câtă muncă bagă cursantul în curs, atât primește înapoi. Poate unii vor să studieze ca să știe generic. Se întâmplă. În orice grupă, nu toată lumea își face temele. Dar poate că nu este neapărat obiectivul lor. Însă, cum ziceam și mai devreme, suportul pentru cine este foarte dedicat, cine se uită la temele opționale, cine mai face și poate un pic în plus față de temele opționale, va primi aceeași energie pe care o investește. Da, bine, toată lumea primește aceeași informație, toată lumea primește același nivel de atenție, nu asta este. Dar cu siguranță că cei care muncesc mai mult vor obține mai mult după acest curs. Da, asta este logica vieții în general. Absolut. Nu ține de noi. Cu aceeași problemă cu temele la cursul meu, cumva eu sunt mai hitlerist așa și reușesc să-i fac să-și facă temele. Bineînțeles că toată lumea își dă seama la final că a meritat. Bun. Hai să vedem dacă sunt întrebări în continuare, chiar vă rog să ne scrieți. Claudiu, cum vezi următorii ani în domeniul ăsta? Sincer, Dragoș mi-a creat un foarte mare apetit spre a evolua pe partea de JavaScript. Când îl auzeam cum vorbea de JavaScript, pur și simplu mă făcea să învăț mai mult. Și cu cât am văzut mai departe și am citit despre JavaScript și am văzut cât de extins este și cât de multe sau cu JavaScript, este imposibil să nu vrei să-l înveți. Ca front-end, ca back-end, ca absolut orice, dacă ești în domeniu, e un tool foarte puternic, este un fel de gateway spre orice altă tehnologie. Pentru că, deja am spus și mă repet, foarte multe framework-uri care au apărut acum, foarte multe libraries care sunt bazate pe JavaScript, pot așa opționa să te copleșeală pentru un om care pleacă la drum acum. Mă uitam pe niște site-uri și acum câțiva ani era JavaScript, poate jQuery și încă ceva, iar acum sunt toate, e Vue, e Angular, e React și foarte multe altele care pot să creeze așa o impresie de diversitate foarte mare și să sperie puțin un om care l-a început de drum. Dar toate sunt, sau mare parte, sunt plecate din JavaScript. Și
Și chiar am fost întrebat la interviu care ar fi următorul meu pas după ce m-ar lua în companie, în ce direcție aș vrea să cresc, ce aș vrea să învăț. Și le-am spus fără niciun fel de echivoc, fără niciun fel de ezitare, că JavaScript e ceea ce vreau să învăț, pentru că de acolo pot construi. Iar domnul care m-a intervievat mi-a zâmbit și mi-a spus și eu vreau același lucru. Deci nu numai că e captivant și e mișto, dar din nou e un lifelong learning, you never stop. Mereu trebuie să înveți, mereu trebuie să evoluezi. Și îți oferă această posibilitate. Uite, nu e neapărat front-end, dar este front-end, mai încolo este și back-end, este full stack. Sunt opțiuni foarte, foarte multe pe care ți le deblochează JavaScript, acest instrument foarte puternic. Și aplicații native. Și aplicații native. Ce înseamnă Dragoș și full stack din punct de vedere carieră, din punct de vedere poziție și, bineînțeles, câștiguri? Știi că eu mă feresc de a folosi acest termen. Okay. Este o persoană care ar putea să facă și back-end-ul și front-end-ul, ceea ce este posibil pentru anumite proiecte care nu au pretenții foarte mari din nicio parte, dar în anumite puncte, în anumite zone și în anumite situații, probabil că o să ai nevoie de cineva care să facă atât front-end, adică să facă front-end-ul separat, să facă back-end-ul separat. Noi încercăm, bineînțeles, să împingem acest full stack prin JavaScript, pentru că acolo este același limbaj pe tot stack-ul, de la back-end până la front-end. And anything in between. Deci mai mult de atât m-aș abține de la afirmație. Cât de probabil este ca un front-end developer ulterior să se ducă înspre back-end? Dacă face JavaScript, mă rog, probabil. Probabil înseamnă de fapt cât dacă vrea. Eu, de exemplu, încurajez pe Claudiu să facă și chestia asta. Platforma cu care lucrează are JavaScript în spate, nu o să o numim. Și da, bineînțeles, de ce? Dacă știe partea de JavaScript-ul din față, JavaScript-ul din spate este more or less kind of the same thing. Și nu are sens să nu profite de chestia asta. Evident, cineva care poate să facă ambele o să câștige mai bine, dar cu mențiunea că trebuie făcute bine. Aia, și până la urmă este un domeniu în care partea financiară va fi mereu asigurată. Adică, din păcate, din fericire, realitatea este că în IT salariile sunt bune. E o parte care atrage oamenii aici. Într-adevăr, nu este ușor. Sunt bani pentru care e nevoie să oferi ceva, pentru că atunci când ajungi în fața computerului, nu o poți duce niciun fel cu zăhărelul mai departe ca să meargă. Trebuie să o faci să meargă, trebuie să știi măcar să ai un bare minimum, să știi unde să cauți, să știi ce să cauți, să știi ce să faci și să scrii. There is no way around it. Nu ai cum să fentezi computerul. Da. Iar un skill foarte bun de avut este efectiv preluarea codului, de exemplu, și integrarea lui în contextul în care ne aflăm acum. Este păcat să vedem de-a lungul muncii cum cineva pur și simplu ia codul de pe Stack Overflow și îl trântește fără să gândească în proiect. Nu, e un pic mai nuanțat acum. Trebuie luat, trebuie pus în context, trebuie pus cu framework-urile cu care lucrăm, cu librării și așa mai departe. Deci, iar această contextualizare este un skill destul de important de avut. E adevărat, nu se oprește niciodată învățatul. Dragoș, tu cum vezi viitorul? Va mai fi nevoie de front-end developer în următorii ani? Păi dacă ar fi să fie după mine, eu personal aș... Există un concept care se numește Jamstack, care vine de la JavaScript API Markup. Adică, essentially, folosim doar aceste lucruri, JavaScript Markup și CSS, și ne facem site-ul. Există diferite platforme care deja oferă asemenea lucruri, cum ar fi poate Next.js, care ne place foarte mult, dar în esență, și acum fix asta vrem să împingem cu acest curs de front-end, în esență nu mai avem nevoie să avem efectiv un back-end. Vom putea să folosim ceea ce se numește Headless CMS ca să eliminăm nevoia de WordPress și să facem niște site-uri micuțe, puternice, rapide, doar cu HTML, CSS și JavaScript. Și
abia când proiectul să crească, să introducem acolo un sistem de backend. Dar serviciile astea publice, similare cu acest headless CMS, asta este un concept, nu este un produs, apropo, toate serviciile de felul ăsta publice oferă destul de multă putere în toate planurile de pricing pe care au. Adică un proiect ar putea să trăiască liniștit pe foarte puțin bani, fără să mai folosească decât HTML, CSS, JavaScript și aceste servicii care oferă efectiv, să numim poate backend as a service, deși mie îmi place mai mult acest concept de headless. Există și headless commerce, în care ne creăm la un furnizor, ne creăm produsele, poate Shopify este cel mai cunoscut în acest aspect, și noi doar apelăm acel API în aplicația noastră de JavaScript ca să preluăm produse, să le afișăm și invers să preluăm comenzi de la utilizator. Adică am vrea să, cel puțin eu aș vrea să fie mult mai mult de excelență pe partea de frontend și să se folosească mai mult aceste servicii exterioare care te pun up and running într-o săptămână și aia a fost. Nu mai trebuie complicarea cu WordPress-ul, cu design-uri de WordPress și alte chestii. Un host simplu, Netlify, Vercel și foarte multe servicii în cloud. So, eu zic că ăsta e viitorul. Dacă n-am dreptate, vom vedea. N-am văzut că programa cursului e plină de tot felul de tehnologii. Care au fost și numite acum. Exact. De ce atât de multe? Păi trebuie. Toată lumea crede că am învățat HTML, pun o paranteză unghiulară, pun un color și am terminat treaba. Din păcate nu e neapărat așa. În programul că ai menționat-o, noi ne focusăm într-adevăr. Core technology o să fie HTML, CSS și JavaScript, 100%. Cu puține, am mai zis și cloud, niște jQuery, poate un pic de CSS, SAS și alte chestii. Făceam poate și un pic de React cu grupele care terminau la timp. Acum nu mai facem pentru că este un curs separat care să înceapă undeva după vara asta. Dar pe lângă aceste tehnologii, pe lângă toate limbajele de programare, mai sunt și tot felul de, e o constelație de tehnologii conexe care, de care avem nevoie. Adică ele sunt incluse în curs pentru ca pentru a da absolventului, cursantului, posibilitatea să, cum se zice pe engleză, hit the ground running atunci când se angajează, ceea ce a punctat destul de bine Claudiu mai devreme. Sunt niște chestii pe care le învățăm prin asimilare. Git, GitHub, diferite unelte de browser, diferite unelte de debugging. Lucrurile astea nu le găsești în tutoriale pe net. Acest workflow pe care mi l-am dezvoltat eu peste 17 ani nu prea se găsește efectiv în aceste tutoriale pe care le-am putea găsi. Deci ideea este ca formarea să fie absolut completă și cred că aș putea mereu zic chestia asta, dar în general vreau să învăț oamenii și să-i duc în punctul în care aș fi eu mulțumit să lucrez cu ei. Dacă îmi vin la un interviu, să nu-i trimit acasă. Deci astea sunt informațiile și tehnologiile conexe pe care le ofer și le comunic în timpul cursului. Deci de ce 6 luni? Nu e cam mult 6 luni totuși? Păi eu zic că nu e suficient, sincer. Uite și Claudiu dă din cap că nu, și așa e. Deci noi avem programul de... Acest program de 6 luni are 2 sesiuni pe săptămână, sunt câte 2 sesiuni de 3 ore pe săptămână, iar estimarea mea și ce am mai lucrat cu cursanții de până acum ajunge, aș spune că ar fi o muncă de învățare cam de 10 ore pe săptămână. Cele 6 ore de curs plus în jur de 4, poate mai mult, poate mai puțin, 4 ore pentru teme în weekend-uri sau când mai au oamenii timp. Cu toate astea, aceste 6 luni nu sunt neapărat suficiente, adică de asta cursurile sunt menite expres să pregătească oamenii să se ducă într-o multinațională, să se ducă la o corporație unde vor fi luați de alți team leader și mentori și efectiv educația lor ar putea continua. Dar aceste 6 luni sunt menite să aducă cursantul peste primul pas.
să poată să treacă efectiv pragul, să ia un interviu tehnic. Poate ne mai spune Claudiu niște chestii interesante. Am niște întrebări, de fapt. Și aș spune că este the bare minimum pe care am putea să-l facem efectiv în aceste 6 luni. Sunt 3 luni care țin doar HTML și CSS, nici măcar nu ne atingem de JavaScript, n-ai cum, pentru că pur și simplu este atât de, văd că scrie și aici o chestie, CSS HTML este deja foarte complex, este un comment pe care îl avem la înregistrarea asta și așa e. Deci chiar și acele 3 luni, eu probabil aș putea să fac o programă de un an care să fie doar pe HTML și CSS. Însă, na, avem și restricțiile de business, avem și restricțiile de comercialitate, de marketing și am reușit cumva să înghesuim în 6 luni acest minim necesar, care în primul rând să îi aducă pe cursanți în punctul ăla de care ziceam să fiu eu ok să lucrez cu ei, ceea ce s-a și întâmplat în trecut, apropo. Și de asemenea, un skill foarte important să continue. A spus Claudiu și chestia asta. În momentul în care intri pe un tutorial de pe net, care să zicem că vrem să facem un mini tutorial de React, când o să intre cu toate NPM și Git și cu VS Code și cum așa de ce, la fel cursanții vor avea cunoștințele tehnice și know-how să urmeze acele tutoriale și să le înțeleagă, pentru că nu trebuie să se mai chinuie cu informația de pe lume. Dar să revin un pic la timeline, 6 luni e decent, putea fi mai mult, dar acum le vom completa cu acele 3 luni de React. Ok, te-am întrebat asta pentru că nu e vorba neapărat de restricții de business sau de marketing sau așa, dar știm foarte bine că oamenii se sperie puțin de un curs de 6 luni, de exemplu. Oamenii ar vrea să se întâmple totul pomenit din degete, cât mai repede. Ce pot spune? Eu nu știu dacă există o scurtătură pentru chestia asta. Eu sunt de acord cu Dragoș, nu este o pastilă. Nu e un buton magic de apăsat sau o rețetă specială care să facă peste noapte pe cineva developer. Da. Și avantajul unui curs ca al vostru este că se face și după program. Deci dacă un om nu este complet hotărât, poate încerca să vadă dacă prinde, dacă îi place, dacă se descurcă și după aia poate continua sau nu. Alternativa de a face un curs dimineață până seara, mai ales 8 ore pe zi, e puțin cam mult pentru aceeași materie. Facultatea ține 4 ani cu 8 ore pe zi cu multe materii. And e normal, e ok. Un curs de programare nu se face peste noapte, nu se învață peste noapte și cred sincer că nici creierul uman nu va putea accesa foarte bine informațiile după primele 6 ore de curs. Deci nu se pot coma scurt și gata, ești un developer. E nevoie și studiu acasă, după program, după curs, de puțin research în plus, care la fel nu se face când stai 8 ore la curs. Eu îl întreb pe Dragoș asta pentru că eu ca moderator doar aprind un pic scânteia, știu că o să iasă flăcări. Dragoș, în ideea de a avea foarte mai mult timp la dispoziție la curs, a și dezvoltat niște tool-uri prin care cumva corectează teme sau ceva de gen. Automat, da. Astfel încât să le rămână timp mai mult pentru Claudius, săracul, n-a beneficiat de această unealtă. Avem okay. Într-adevăr, deci ce facem acum este, bineînțeles, bazat pe flow-ul pe care l-a suferit și Claudiu, dar în același timp cursurile se îmbunătățesc de la o tură la alta și undeva prin vară-toamnă anul trecut, că oricum nu aveam ce face niciunii din noi, am creat o unealtă, un soi de teaching assistant care să stea în browser cu munca pe care o face cursantul ca temă și să-i zică ce are de făcut. Sunt niște task-uri care sunt corelate cu informația din
suportul de curs. Și pe măsură ce cursantul lucrează acolo în VS Code, site-ul se reîncarcă automat și acel teaching assistant pe care îl numim Pixel Tab o să-i dea niște informații despre ce a făcut. Dacă e bine, bineînțeles, se face totul verde și nu poate să meargă mai departe. Dacă nu, atunci o să vină tot felul de, sunt niște hinturi în anumite situații sau vorbește, adică sunt niște paragrafe ca și cum aș fi cu cursantul în încăpere acolo, astfel încât să scoatem presiunea de pe cursuri, pentru că acum totul se ține online și asta a fost foarte, foarte de ajutor, și de asemenea să reușim să acoperim mai multă materie. Deci din ce spunea Andrei mai devreme că cele 6 luni, eu zic că nu sunt suficiente, am reușit cumva să le împachetăm în așa fel încât să fie. Spre exemplu, se fac mult mai multe din exerciții, se fac individual acasă, pentru că acum este acest Pixel Tab care verifică teme și dă feedback instant. Și asta ne lasă pe noi să lucrăm mult mai mult cu proiectele practice. Avem două proiecte practice și le neglijăm un pic pentru că este destul de multă teorie. Pe de altă parte, de când am introdus și diferite alte plugin-uri de VS Code pe care le fac cursanților viața mai ușoară, folosind și această unealtă pe care am creat-o, atât viteza prin care se parcurge programa a crescut, calitatea codului elevilor, numai că a crescut, dar m-a surprins și pe mine. Deci prima grupă cu care a trecut prin Pixel Tab nu venea să cred cât de bine arată totul. Și de asemenea face mult mai mult spațiu pentru proiectele practice, pentru că acolo este evident experiența hands-on pe care o primește cursantul. Deci mai puțină teorie în timpul cursului, mai multă practică și mai multă muncă ghidată acasă, astfel încât să umple acele 4 ore de teme de care ziceam că pe care le-am estimat că le-ar lua cursanților. Ok, văd că ne apropiem curând de ora la care va trebui să încheiem. În continuare îi rog pe cei care au întrebări să ne scrie în chat. Dacă mai ai tu întrebări pentru Claudiu? Eu am notat niște chestii pe măsură ce ați vorbit și voi, just in case. Eu sunt curios de două chestii. Prima ar fi cât de dificil ți s-a părut interviul? Eventual, dacă te amintești cea mai grea, cea mai ușoară întrebare, cam așa întreb cursanții când aflu. În funcție de feedback-ul ăsta, că eu nu-i ajut deloc dacă se duc la interviuri, în funcție de feedback-ul ăsta mai calibrez programa. Chestia e că la interviu am regăsit multe chestii din ce am făcut noi. În foarte mare parte a fost întrebări pe care chiar le-am abordat și noi. Și pe lângă asta, cea mai grea întrebare mi s-a părut una despre modul în care se face un site Retina compatible sau Retina friendly. Pentru că sunt niște chestii acolo care, cel puțin în cazul meu, după aceea am aflat și la locul de muncă, sunt niște chestii mai speciale pe care le fac ei și erau doar curioși. Dacă am, nu se așteau să le răspund ca la carte, doar să am un fel de contact până atunci cu aceste Retina displays și Retina scaling. Mă gândesc că imaginele responsive fac asta, nu? Dar la fel, a vrut să vadă că nu sunt chiar... că nu vin de pe lună în materia asta. Și chiar am și să spun, pentru că ne-ai spus și tu ceva în timpul cursului, mi-am amintit de chestia aia, le-am spus, a fost ok. Da, art direction, cred că era cuvântul. Ok, și cea mai simplă? Mai țin minte care e cea mai simplă? Putea să spun că am avut multe emoții, asta mi-a rămas în cap cu Retina că m-a blocat, dar cele simple pur și simplu au trecut pe acolo, au zburat. Da. Înțeles. Și mai am o chestie. Cum e cu, bineînțeles, călătorind, cum e cu engleza? Eu consider că e nevoie 100%. Și mai mult de atât, consider că nici n-ar trebui să mai punem engleza ca și skill. Pur și simplu trebuie știută. Deci cum te descurci tu cu chestia asta?
Cam așa este. E o companie mare, în cazul meu, și chiar dacă nu ar fi, orice client ar putea să fie din România sau din afară, orice comunicație face în limba engleză, trebuie să știe engleza la un nivel cel puțin bun. Pentru că, pe lângă comunicare, mai este și partea în care faci research sau citești ceva în plus și pe net, cam orice resursă, cam orice site, sunt în engleză. Și da, nu sunt engleza aceea mai simpluță, e ceva mai evoluat pentru că ai nevoie să înveți un concept care nu se poate explica în cuvinte de vocabular de 1-4. Deci ai nevoie de engleză la un nivel avansat. Da, aici, asta mă gândeam că ar fi concluzia. Eu sunt 100% pe partea că engleza nu e un skill, e o necesitate. Și îmi place că îmi confirm acest lucru. Asta nu înseamnă totuși că dacă cineva nu știe engleză, nu poate să se dezvolte pe... Păi noi predăm în română. Noi predăm în română. Dar ce lucru la care vreau să ajung este că, într-adevăr, majoritatea firmelor, de exemplu, codarea se face 100% în engleză. E o chestie pe care am adăugat-o în curs, dar sunt, pe surprinderea mea, în România nu e chiar așa. Dar codarea se face 100% în engleză și la curs eu mai arunc și niște fraze în engleză. Deci, un cel puțin bun este locul de început pentru skill-urile de engleză. Ok. Păi, ce să zic, cam asta a fost interviul de astăzi, întâlnirea de astăzi, că nu e niciun interviu. Mulțumim mult, Claudiu. Îți dorim mult succes și de acum încolo. Ai o poveste care într-adevăr e wow. Inspirațională, da. Și cu fiecare astfel de întâlnire cumva mă supăr puțin că la vremea respectivă n-am făcut și eu pasul ăsta. Ne keep in touch. Văd că nimeni n-a pus întrebări, sau mă rog, întrebările care au fost puse au primit răspuns în decursul acestei întâlniri. Dar dacă mai sunt întrebări, mi le puteți lăsa în comentarii și bineînțeles că vom răspunde. Mulțumesc încă o dată și pe data viitoare!